Salutare și bine ați venit la un nou video. Ca întotdeauna eu sunt Radu și astăzi am făcut câteva modificări la Minecraft. În primul rând le mulțumesc celor care mi-au recomandat modul pentru tăiat copaci, care între timp am aflat și eu cum se numește, Timber Mod, căutați pe net. Dar acum dacă spar la baza copacului, după cum vedeți, îmi vin toate bucățile. Și trebuie să-i mulțumesc mult special Lucătă pentru că mi-a recomandat un mod intitulat Somnia, care îmi permite să mă culc, să dorm la să dorm și în jurul meu să se proceseze lumea. Adică, de exemplu, dacă mă culc seara, până a doua zi ar trebui să am în furnal toate obiectele făcute. Dacă n-ați înțeles, o să vă explic pe un caz concret când o să facem un video, când o să facem testul. Am găsit ceva în timp ce făceam teste, un schelet, motiv pentru care țeapă mie. Mai stați așa puțin fără stăpân câinilor. Asta e. Mi se pare că mai era un mod care mă scăpa și de frunze. Opa, avem iarăși un altă skin. Niște ciuperci. Cred că am strâns tot ce-mi trebuie ca să mă pot apuca de construcția casei. Aut un măr. Mai multe mere. Bune merele, că poate rămâne fără hrană. Nu știu ce mai am. Bun. Hai acum. Transform tot asta în scânduri. Opa. Și hai să începem construcția viitoarei noastre căsuțe. Care cred că va începe din punctul ăsta. Mai întâi vreau să o conturez așa puțin în zonă. Uite-mă câți câini am pe aici, firea e nebă. Trebuie la vânat. Așa, ia să gândim puțin că viitoarea noastră căsuță. Aici va fi o intrare. Bun, stați așa. N-am prea multe idei. Să va fi o casă de timp normal. Așa la prima vedere. Nu asta vreau să fac. Asta vreau mai încoace. Oricum nu contează că am scăpat și acolo că... Deoarece în curând o să pun pe acolo o lemn. Deci, de la asta vreau să mă pun la 2, 3, 4, cred că 5. Asta. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uite aici. Opa, cam mult m-am dus. Ok. Eu zic că e destul de mare. Poate chiar prea mare. Viitoarea noastră casă. Mă gândeam ca din episodul ăsta să bag și muzică pe fundal, dar din păcate n-am găsit nimic interesant. Din episodul următor o să vă promit că o să încerc să bag. Dacă aveți ca și până acum propuneri, uitați acum trebuie muzică. Le aștept. Aștept propuneri în continuare cu moduri. Astăzi am adăugat de două, dar sper că până data viitoare o să adaug mai multe. Hai că sunt sigur că o să mai adaug câteva. Perfect.
Nu mai ține aminte. Așa. Să știu unde fac viitoarea mansardă. Hai să facem acum podeaua. Nu știu acum cât timp am început, oricum am început să mă obișnuiesc cu sistemul de frame-uri. Și nu știu cât de bine mă auziți. Stați 2 secunde. Cred că acum auziți mult mai bine. Îmi pare rău că m-am uitat așa de prost până acum. N-aveam microfonul la o distanță destul de mare și abia acum am realizat. Pare am lăsat destul spațiu aici. S-ar putea să nu fi lăsat destul, dar mai modificăm de pământ eventual. Cred că o să mă fac de foarte mult pământ. Nu prea știu cum o să fac acoperișul. Va fi o căsuță simplistă cu 2 etaje. Jos vreau să fac o sufragerie mare. Va trebui să văd dacă am mai multe trese de zahăr. Ceva m-a acuzat că nu știu să organizez itemele sau ceva de genul. Ba, mod normal, eu sunt obsedat de aranjatul lor. O să vezi în episodul următor. Sau s-ar putea ca din ăsta, dar nu știu cât de lung o să fie. Nu cred că o să fie chiar așa de lung. Oricum deja mi-a să pun un video pe YouTube câteva ore. Bun, cât lemn mai avem? Se pare că mai avem încă 2, 3. Nu o să ne ajungă. După ce fac și oră de niște iteme mai bune, adică de niște fier, n-am găsit nici pic de fier până acum. E linia asta prea mult să caut, dar n-am găsit nici pic de fier. Asta e important. Stai că trebuie să mă să fac un topor, că o să mai greșesc. Și nu vreau să le spart-o cu târnă copul, nu mai am niciun topor. Bun. Până o să vină seara și o să vă arăt modul cu dormitul. Perfect. Pot să, acum pot să dorm până și ziua, adică nu trebuie neapărat să fie noapte ca în sistemul normal. Pot să dorm ziua până noaptea. Și în acest timp toată lumea se generează, de fapt nu se generează. Pur și simplu, ea încă lucrează. Nu e ca în modul normal. O să vă dau imediat exemple, pentru că altceva n-am cum să vă explic. Adică nu mi-am făcut poezia de dinainte să știu clar cum vă explic. Dacă tot nu v-am pus o muzică, măcar avem muzica extraordinar din Minecraft. Ok, aici va veni o ușă. Și așa, pe acolo va veni, deci pe aici va veni o ușă și a venit seara, va trebui să merg la culcare după ce vom urmări împreună acest apus minunat și vaca din pom. De asemenea, eu am uitat din nou că în suteran, bine, că nu, că lava a început să aibă și ea un amisunet. Așa, hai să facem aici un micus test. De exemplu, punem 2 bucăți, 3 bucăți de piatră. Hai să le punem aici, în furnal, la copt. Bun. Acum o să mă duc și o să mă culc. Mod normal, acum, deci acum s-a făcut opa. Ba nu. În mod normal, de ce am greșit? Bun. Acum el a început să doarmă, după cum vedeți am aici bara de viață și bara de mâncare. Mi se face foame în timp, mi se poate face foame în timpul somnului.
Mă pot trezi în orice moment. N-am un ceas. Dacă aș avea un ceas, v-aș putea arăta și am putea vedea și câte ora. Iar cu un ceas putem să dormim până în anumite momente ale zilei. Foarte interesantă chestia, chiar foarte, foarte interesantă. Bun, mai avem încă 2 secunde de dormit. Și, după cum vedeți, ieșim afară. E răsăritul și piatra s-a terminat. Deci, e de parcă eu aș fi stat și aș fi jucat în timp ce se ardea piatra. Uitați, avem parte de un răsărit foarte frumos. Nu știu unde să-mi fac viitoarea mansardă, cred că o să o fac înspre apus. Mai degrabă înspre apus decât înspre răsărit. De asemenea, de exemplu, dacă aveți monștri pe lângă casă în timp ce pot să apară monștri în timpul ăsta, în timp ce dormiți, pot să apară mai mulți monștri. Eu mai mult pentru asta am luat modul deoarece am nevoie de scheleți. Așa. De cred că de mâine merge, de cred că în seara asta mergem la vânătoare, dar nu putem că trebuie să termin casa și pe lângă faptul că am luat destul de mult să termin. Da. N-am mai temele necesare. Încă. Pare că nu mai lemne să termin primul zid. De fapt, nu știu de cât ce înălțime să le fac. Cred că le voi face de 1, 2, 3, de 4 înălțime. Hai că arată bine și ori viitoarea căsuță. Așa puțin primitoare. Am destea, ia să încerc ceva. Se pleșe pe tu. Aha. Vede să am nevoie de stepuri. Vreau să încerc ceva. Ok. Opa, nu, așa. Bun. Am o idee. Mai nebună, la oam. Așa, o să vină încoace. Nu știu, dacă chiar cea mai bună idee. Dar va fi, cred că ceva interesant. Ia să mă duc, dacă tot am lemn de asta, să-mi termin această idee magnifică. De naiba magnifică, da, hai să zicem. Așa. Opa, nu vreau să fac asta. Aoleo, gata, știu cu ce se spare. Deci, e puțin aiurea o chestie aici. Bun, și mai trebuie să mă sparg un punct. Eu zic că e interesantă ideea. Intrarea asta în casă. Și o să punem. Oh, fuck. Nu e bine. Hai să mai punem cât un de ăsta, care să punem câte bucate de pământ. Ba nu, ba nu. Așa, 2 secunde. Acum sunt pus pe design. Perfect.
Între timp am primit și un mesaj. Și știți ce o să urmeze să pun acolo? Stați așa. Faptul că trebuie să mănânc și ceva. Wow! A, nu se randase. Am crezut că s-a inundat pe acolo. Și nume. Aș. Vreau să pun două floricele. Dar nu mai am. Văd că mai am ceva lemn. A, uite, mai am lemn. Perfect. Câte bucăți mai am? Nu prea mai am multe. Hai să mai adunăm. Acum le adun repede. Acum le adun repede, nu le adun. Îl adun. Salut, cuții! Aoleu, ce să vă prind eu pe voi într-o zi, îmi fac aici o haită mare. Cineva mă nebunise odată că nu o să mai crească copaci dacă nu iau sapling-uri. Da, nu mai crezi, dar... o să crească în altă zonă. Hai că... Da. Obișnuința. O să crească, de exemplu, la vreo câteva sute de metri de aici. O să mai crească cu aici. Să dau și acolo pe pădure, o depășesc și pe aia și tot așa. Cât lemn avem? Cred că asta o să mi ajungă să termin casa, dar o să merg pentru centralitate. O să-mi trebuiască să-mi aranjez și-o puțin itemele. Cred că o să fac o... un mic magazie în subteran cu itemele care trebuie să le cu itemele de construit normal. Vedeți ce schimbă câinele la acolo, mă și nervează că vreau și un câine. Dacă n-am avut parte de mai mulți opa, trebuia să mănânc și eu. Hai să mănânc două mere. Trei cât îmi trebuie. Nu da așa de mult mărul, văd. Am să fac altă combinație, aici mă centrează. Bun. Hai să pun aici tot ce nu mai trebuie. Toate... astea îmi trebuie. Toate itemele nefolositoare. Și... inclusiv stone-ul ăsta și dirt-ul ăsta. Bun, și hai să termin de construit căsuța. Opa, mi s-a băgat un câine în casă. Ce faci, cuț? Salut! Salut, ce faci? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Hai, Beatu! Beatu! Hei! Beatu, bă, nu fugi! Bă, nu vreau să-ți fac nimic! Beatu! Na, a fugit. Nașpa. Da, nu mai iubești, nu mai iubesc că te duci. Bun, unde le dau? Floricele! Vreau și niște floricele. Bă, dar câți câini sunt fratele meu? Pare că a trecut cam un sfert de oră de când filmez. Dacă am calculat eu bine. Avem floricele. Bun, să nu spuneți că aveam și înainte în inventar, că nu vă cred. Avem și o floricică roșie acolo? Da. Avem mai multe chiar. Avem și aici floricele roșii. Și încă o javră. Bă, da, cât. O găină. Bun, am luat o floricică roșie. Opa, găina a făcut un nou, pentru că am bătut-o. Bravo, găinuș, îmi place de tine. Pentru asta nici nu te omor. Bun. Și acum, una aici și una aici. Ia, ce frumos e. E așa. Hai să nu dăm...
pe accente de ardelean și să construi și să continuăm construcția. Cred că mi-ajung. Nu sunt sigur, dar cred că mi-ajung. Oricum, va trebui și pentru acoperiș, că nu știu cum o să-l fac. Dar cred că înălțimea de 5 e puțin exagerată. Înălțimea de 4 a pereților e puțin exagerată. Nu cred. Încă zic că e bine. S-ar putea ca la noapte să stau pe ei să construiesc opțiuni. Sunt pe hard. Da. Știu că de 3 episoade încoace nu... N-am dat peste niciun monstru, dar sunt pe hard acum. În primul n-am fost, am uitat că... avem și torțe. Păi da, am torțe, nu mai mă tem de nimic. Dar ce le-am pus tocmai acolo? Pe astea o să le sparg. Am... ușa închisă. O să pot să mă duc să scap când o să am nevoie. Cred că este un mod, adică sunt sigur că este un mod care face zilele ceva mai lungi, zilele și nopțile. Dar nu știu cât de bun ar fi pentru mine. V-am zis, deci dacă mai aveți idei de moduri interesante, funny sau utile, le aștept cu cea mai mare plăcere. Vă citesc toate comentariile. Stați liniștiți, mă normal ziceți pe toate, nu răspund chiar la toate, o să încerc să vă răspund chiar la toate. Deci unul s-a luat de mine ce am dat bloc pe canal, păi dacă faci reclamă pe canal, normal că îți dau bloc. Mi se pare și logic. Vă nu vi se pare logic să-i dau bloc cuiva care face reclamă pe canal? Dacă aveți nevoie de reclamă, bă, spuneți-mi mie. Poate mă apuc și o să fac ca Bogdan și să stau să vă promovez, dar mai mult de atât nu. Și nu-mi place reclama pe canalul, pe propriul meu canal. Eu nu mă duc să fac reclamă la alții, aștept și de la alții să nu o să facă la mine. În schelete. Și sperăm că se spuneze mai mult până la dimineață. Deoarece avem nevoie de ei. Și deja a început, nu știu, sunt foarte obosit. Seara trecută am dormit foarte bine, culmea, dar sunt destul de obosit. Probabil că sunt în urmă, acum încă resimt săptămânile în care dormeam 23 de ore. Am avut o săptămână în care am avut recordul meu negativ la dormit 23 de ore. Cred că o să fie, cred că e cam înaltă căsuța noastră, zic eu. Cred că m-am aventurat cam mult. Nu vreau să fac chiar așa de mare. Și uite că nu ne ajunge lemnul. Dacă îi mai fac și o mansardă, deja cred că e prea mult. Wow, ce a fost asta? Ați auzit și voi? Deci avem înălțime de 3. Cred că aici 4 ajung. Nu mai stau să construiesc mai mult. Cred că păsuța o să rămână momentan așa și în episodul următor cred că o să urc eu pe acoperiș și o să-l fac. Dar între timp trebuie să mă gândesc cum îl fac. Eu filmez aceste episoade în aceea zi când le uploadez. Mie sunt destul de mari, am... aoleu, nu știu ce rezoluție am setat, ia stați două secunde. Am 720p. Crezui că am 1000, iară am 1080p. O să fac episoadele în 1080p când o să-mi iau monitorul Full HD. Eu am acum un monitor de 16x10, nu e Full HD.
mă joc acum 720p cu jocul, pot să filmez în 1080, dar având în vedere că n-am rezoluția inițială de atât, este cam, este videoul destul de prost. Și uite un 2 schelet, nu, ăla e un lup, un creeper, un schelet, iarăși un creeper. De ce n-am văzut eu până acum niciun monstru, niciun creeper în mod normal ziua? Pentru că, având în vedere că noaptea, în mod normal, am, nopțile în mod normal am dormit, n-au avut timp să se spawneze. Probabil că cu modul ăsta ar trebui să se spawneze mai mulți, că totuși trece, lumea se generează, adică nu se generează. Hai să mergem să mă culc și eu ca să pot să... Să nu vine nimic să-mi spargă pe aici. Ca să pot să mă duc mâine să adun, lemn. Mă pot trezi... Îmi place chestia asta că mă pot trezi chiar în orice moment. Oare sunt curios ce se întâmplă dacă mă e chestia aia? Știți că dacă vă culcați fără torțe lângă voi, sigur o să vină un monstru noaptea. O să spawneze lângă voi și o să vă trezească. Mă întreb ce se întâmplă acum. E, se pare că este răsăritul. Am o sabie, am o sabie. Hai să omorâm ăștia. Opa. A început deja să moară scheletele. O să-l atac. Nu vreau să dau în tine, câine. Am văzut pe aici un... Opa! Primul meu cățeluș! Perfect! Nu e să dam. Am reușit să te omor. Bun, unde am mai văzusem noi? Cuțu, Cuțu a stat aici cu minte. Bravo, Cuțu. Hai să mai căutăm după scheleți. Parcă am văzut unul pe aici. Pe care am un cuțu. E bine asta. Bă, dar nu vă pot da și vouă carne, mă. Numai... găină. Am murit data asta. Ce-au făcut măia? Unde s-au evaporat, naiba? Cred că episodul următor va fi un episod în care mergem să explorăm zona. Nu mai sumă. Probabil că ea or fi fost și s-au mutat între timp, naiba se. Hai mă, nu e aici ceva la întuneric ăsta? Nu e mai nimic. Aici e ceva. Me gusta. Simțeam eu că o să rămân fără torțe în curând, deci am găsit și exact ce-mi trebuia. Aia, aproape gata. După aia o să mergem să mai tăiem vreo 2-3 copăcei. Și cam atât. Cred că acest episod se cam apropie de sfârșit. Hai că o să mai vorbim 5 minute. Și după aia văd și eu pe cine spălă o cafea, că nu mi-am băut cafea pe ziua de azi. Și sunt așa cam melancolic. Melancoholic. Bun. E cam înaltă. Nu o să mai fie chiar așa urâtă după ce pun și geamurile și o finisez frumos. Să nu-mi spui. Salut! Am uitat. Așa. Bun. 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 Nu prea știu cum să fac modul de a urca. Momentan ai mai întâi să mă duc să fac o ușă. Dacă mai am cu ce, nu mai am, mai am cu ce.
perfect. 1, 2, 3. A, tot de 3 am făcut și aici. A, e bine. E bine. O să am nevoie acum de nisip. Momentan nu prea o pot așa decora cum îmi doresc eu, pentru că n-am chiar tot ce-mi trebuie. Asta-i clay? Asta-i clay. A, uite bă, că nu-mi dădești seama. Eu ca un nisip și te dau de clay. Bravo mie. Deși n-am folosit în viața mea clay în construcția diferitelor căsuțe, niciodată nu-i prea târziu să încerci ceva, nu? Opa, nu-mi place că aici o să curgă apa. Nu suport sunetul apei curgătoare. Perfect, o să adun astea și acum o să umplu pe aici găurile. Dar ce cred că o să devine destul de stresant la un punct. Nu mai am? Bine. O să adun și eu ceva nisip. Da, nu fac așa, nu-l adun și evident de pe aici. Cred că... gata, așa de mult să adun. Și încă o dată ne acompaniază minunata muzică din Minecraft. Cred că mi-ajung astea 21 de bucăți, bani mi-ajung. Mi-ajung chiar deloc. Bun, cred că data viitoare o să am la început o rubrică de întrebări și răspunsuri. Adică, dacă aveți ceva întrebări pentru mine, vă rog să mi le puneți în comentarii. Iar eu data viitoare o să fac o listă și o să stau să le, și o să răspund la ele. Ok, am pus sticla să se facă. Hai să ne folosim, uitați, am 30 de bucăți de nisip acolo și hai să ne culcăm. Ok. Lumea se mișcă de 12, nu știu cât de ori mai mult. Mai mult, au zis la mine, mai repede. Nu știu cum pot să influențez chestia asta, oricum acum ar trebui în mod normal să fie seara și... Ia uitați, aproape toată sticla s-a făcut. Este un mod foarte eficient de a scăpa de timpul de așteptare în momentul în care, de exemplu, trebuie să faci ceva rapid. Deculci acolo 2-3 ore și după aia își pac. Hai, deja totul făcut. Cred că vorbesc eu de culcat în somn, dar eu nu mai rezist mult aici. Cred că deja m-am dus la 30 de minute. Cred că mai mult, chiar 33, undeva pe acolo sunt. Dacă am calculat bine. Deja cred că episodul începe să vină plictisitor. Perfect. What? Upsi, ce s-a întâmplat aici? Mi-a spart ușa. Ok, asta e strani. Dar cam atât și pentru episodul nostru de astăzi, deci v-am zis, dacă aveți întrebări pentru mine, orice întrebare, le aștept în rubrica de comentarii. Până data viitoare, nu știu câți o să mai pun întrebări de astăzi de la începutul episodului, că poate mulți v-ați plictisit până acum. Cei care nu v-ați plictisit, mulțumesc pentru că v-ați uitat la tot episodul. Deci v-am zis, aștept recomandările voastre, întrebările voastre și cam atât. Spuneți-mi ce moduri să mai bag și ce alte jocuri vreți să mai joc. Ok. Deci până data viitoare am fost Radu, rămâneți alături de canalul meu, vedeți în dreapta, acolo la Gaming TV, vedeți și recomandările mele, mergeți la canalele lor. Iar până data viitoare, pa, pa!